Scandalul brățărilor electronice de monitorizare încă nu a ajuns la final. Andreea Volski, cel care se afla la conducerea Inspectoratului Național de Aprobațiune în perioada celor 5 licitații, insistă să-și spună și punctul său de vedere, deși în reportajul anterior l-am telefonat pe numerele oferite de către colegii mei din redacție. Nu a răspuns atunci la telefon. Acum a venit de această dată la sediul TV8. Ne-a oferit informații în exclusivitate. Le difuzăm sâmbătă la Moldova Gândește, imediat după știrile TV8. Dumneavoastră știați ceva despre compania InfoExpress până a câștiga licitația? Am avut și politicieni care s-au plâns pe ele. Cât sunt incomode, cât sunt masive. Nu cunosc niciun subiect care a aplicat monitorizare electronică să fie fericit că este obligat să poarte brățar. Că ele nu sunt friendly, casual sau nu au brilianti sau Swarovski pe ele, noi nu o să putem să suportăm aceste cheltuieli sau să facem culoarea roz.